invitație foarte drăguță care, iată, ne va fi gazdă în următoarele 20 de minute, micuță, dar care are forță. Foarte frumoasă, foarte cochetă, foarte discretă și plină de oameni inimoși. Burger Van este locul care ne va fi gazdă, vă repet, în următoarele 20 de minute. Vizionare plăcută! Întâi de toate îi dăm salut, binețe, și le întreb și cum se cheamă. Salut, Mircea, Alex sunt. Alex, ți-e frică de microfon, Alex? Ce? Nu, nu. Nu că-l privește așa cumva ciudat. Măi, ce-i ăsta cu mine? Cilișe, ce face ăsta cu mine? Bun. Burgerei. Da. Felicitări. Bravo. Mersi. Zim, hai că asta le și spuneam, să punctăm pe harta Bucureștiului unde se află Burger Van Bistro. Pe hartă, pe strada George Vraca, numărul 4, e o străduță destul de interesantă, cu o istorie la fel de interesantă. Foarte aproape de Cismigiu. Foarte aproape de Cismigiu și de Apa Nova. Și de Sala Palatului. Palatul Universul, ca să spunem un alt punct de reper, depinde de... Cel mai recunoscut reper, ca să spunem așa, ca și edificiu din zonă. Da. Te întrebi, e singur în toată povestea asta sau mai ești asociat cu cineva? Momentan aici sunt singur, în partea cealaltă la van-uri mai sunt asociat cu cineva. Stai că am aflat ceva nou. La ce anume? La van-uri, la Burger Van. De acolo a început, cu o rulotă mică a început totul. Așadar, totul a pornit de la niște venuri. Iată, în schimb, acum ai venit, ai spațiul tău, ai locația ta, unde se întâmplă lucruri și se întâmplă lucruri frumoase, cu o echipă, cu două echipe foarte mișto, de oameni tineri pe care i-am văzut și care sunt plini de idei crețe și bune și savuroase și gustoase. Da, într-adevăr. Cum e și burgerul de aici, adică. Asta, da, asta vreau să vă zic, atenție. Am mâncat eu ceva mai devreme, trebuie să dau din casă, am băgat și eu repede în gură ceva. Un burger cu mere și pere confiate, cu ceapă caramelizată, ceapă caramelizată. Bun. Dar aici, în schimb, o să-l iau puțin și o să-l disec pentru voi ca să înțelegeți despre ce este vorba. Asta
este de fapt portocală, nu? Portocală caramelizată, da. Și sub ea, una bucată strat de brânză de capră. Brânză de capră și... Brânză de capră și portocală caramelizată. Bine, și dedesubt... Carnea și valeriana și sosul. Deci carnea de vită sau combinație? Carne de vită, doar vită e. Vită. Vită 100% și valeriana. Asta este una dintre minunile pe care le faceți aici la Burger Van. Mai zim. 9 feluri. Nu sunt 7, sunt 9. Că dacă nu erau 7 minuni... Sunt 7 dacă excludem vegetarianul și specialul. Deci există și burger vegetarian. Vegetarian, da. Pentru aceia care... Care nu mănâncă carne, da. Mă rog, ro vegan, vegan sau nu au nicio legătură? Nu, e dintr-o chiftea făcută cu sfeclă și năut. Plus niște mărar, pătrunjel și ceapă. Chiftea cu sfeclă, năut și... Mărar, pătrunjel și ceapă. Din punctul meu de vedere sună foarte sănătos. Da, este. Mai are și o bucată de brânză de mozzarella și salată și roșii. De când până când e deschis Burger Van-ul aici pe George Vraca numărul 4? De luni până duminică, de la 12 la prânz până la 10 seara. Zim, ce mai ai de spus despre Burger Van pe finalul discuției noastre, Alex? Vă așteptăm aici să mâncați un burger foarte bun. De la vară vă așteptăm și la toate festivalurile cu toate van-urile și în mai multe locații să mâncați cât mai mulți Burger Van. Veniți pe George Vraca numărul 4 și o să descoperiți, vă repet, ceea ce nici cu gândul nu gândeați, ce gen de burger puteți mânca aici pe George Vraca la Burger Van, care ne-a fost gazdă. Alex, mersi mult! Cu plăcere, mersi! Și multă baftă! Și eu că ați venit, da! Am venit, iată-ne, nu suntem noi la treabă! Și foarte tare, foarte tare! Dacă nu gustam, n-aș fi fost atât de entuziasmat și atât de entuziast în a spune lucrurilor pe care le văd și le simt. Altfel, cu mine... Foarte rece din punctul ăsta de vedere, câteodată, nu întotdeauna. Gata, punem punct prezentării de aici, de la Burger Van, luăm o scurtă pauză publicitară, nu de masă, și după care revenim, nu știu de unde, în ce zona țării, pe unde ne-au mai umblat picioarele, Dumnezeu știe, de fapt, țumpii lor rânduiește cu mânuța lui acolo la editare. Gata, pauză publicitară, revenim, vizionare plăcută, rămâneți alături de noi.